Pentru a obține acreditarea de la Ministerul Sănătății, Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu trebuie să îndeplinească toate condițiile impuse de lege. În perioada imediat următoare, Consiliul Județean Gorj va depune documentele necesare, urmând ca în această lună unitatea medicală să fie verificată de Comisia de Acreditare. Consiliul Județean Gorj va depune în această lună documentația necesară obținerii acreditării Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu. Pentru acest lucru există un program al autorității de resort, iar comisia ce se va ocupa de acest lucru va stabili dacă spitalul îndeplinește toate condițiile impuse pentru acreditare. Este mobilizată toată resursa umană din spital, sunt luate toate măsurile încât să răspundem cerințelor și condițiilor impuse pentru a menține gradul spitalului. Cred că vom fi și capabili să îi și susținem ca la nivelul analizei respective și efectuării expertizei pentru autorizare vom și îndeplini condițiile celor ce se ocupă de acreditarea spitalului. Managerul Spitalului Județean Tiberiu Tătaru așteaptă Comisia de Acreditare și spune că procedura este doar o formalitate, iar acreditarea va fi obținută. Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu a făcut pași importanti în ceea ce înseamnă procedură în vederea acreditării și consider că în acest moment noi suntem pregătiți să primim vizita Comisiei de Acreditare în orice moment. Consider că vom putea să trecem acest pas cu nivel maxim de încredere. De asemenea, conducerea spitalului a mai precizat că săptămâna viitoare vor începe în unitate și lucrările pentru sistemul de avertizare. Astfel, paturile din saloanele medicale vor avea instalat un buton prin care pacientul să poată cere la nevoie ajutor asistenților medicali și medicilor.